Peste 5 ore s-au luptat pompierii militari în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru a lichida un incendiu izbucnit într-o cabană din localitatea Vulcan. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperișul clădirii și la mansarda acesteia pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Echipajele operative au acționat în forță din interior pe mai multe direcții, incendiul fiind localizat și mai apoi lichidat. 75% din suprafața clădirii, adică parterul și etajul, a fost salvată. Din fericire, nu au existat victime. O singură persoană a fost asistată medical la fața locului de către paramedicii SMURD ca urmare a unui atac de panică. La misiune au participat pompierii gărzii de intervenție Lupeni cu auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, pompierii detașamentului Petroșani cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și echipajul SMURD Vulcan. Cauza probabilă a declanșării incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric.